Bine v-am găsit la știrile de sabat. Sunt Antonia Georgescu și astăzi vă invit să le descoperim împreună. Miercuri 11 noiembrie, Secretariatul de Stat pentru Culte a organizat o întâlnire pe tema măsurilor impuse de pandemia COVID-19. La aceasta au participat reprezentanții ai Guvernului României și ai cultelor recunoscute de stat. Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, în momentul de față nu se intenționează suspendarea serviciilor publice de închinare. Dacă evoluția o va impune, măsura va fi luată după consultarea reprezentanților bisericilor. Promisiunea zilei este un program transmis în mediul online compus din scurte mesaje devoționale, inițiat de pastorii conferinței Muntenia. Începând cu dimineața zilei de 22 noiembrie, promisiunea zilei reîncepe și poate fi vizionată pe canalul de Facebook al conferinței Muntenia și ale mai multor biserici, cât și pe YouTube. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a decis reînnoirea licenței de funcționare și reacreditarea Centrului de Primire în Regim de Urgență a victimelor violenței în familie al ADRA România. Înființată în anul 2009, Casa ADRA a asistat până în prezent în jur de 2400 de victime ale violenței în familie, aceasta devenind un loc de refugiu pentru peste 900 dintre acestea. Indiferent de limba în care o rostești, violența domestică intră sub incidența legii, transmite ADRA România în cadrul unei campanii online de informare și conștientizare asupra fenomenului violenței domestice. Violența în familie nu ține cont de nivelul economic, pătura socială sau limba vorbită. Dincolo de curajul de a sta ferm împotriva unui astfel de abuz, este important să știm că violența este pedepsită de lege, subliniază reprezentanții ADRA. Tinerii adventiști din El Salvador sunt organizați nu numai pentru a transmite Evanghelia, ci și pentru a sluji comunitatea. Sunt gata să intervină în orice fel de situație, sub coordonarea directorului ADRA și administratorilor bisericii, fiind recunoscuți ca voluntari care îi slujesc lui Dumnezeu și le slujesc oamenilor, a declarat directorul Departamentului Tineret al Bisericii Adventiste. Declarațiile au fost făcute după ce, la câteva ore după alunecările de teren care au avut loc în nord-vestul țării, tinerii din cluburile de exploratori erau deja organizați pentru a distribui alimente, apă și pături familiilor afectate și pentru a asista echipele de intervenție. Ca urmare a creșterii numărului de cazuri COVID-19, rețeaua adventistă de sănătate din Estul și Centrul Statelor Unite oferă servicii de monitorizare la domiciliu a persoanelor infectate. Astfel, după evaluarea inițială a stării de sănătate a pacienților, acestora li se asigură un oximetru, un termometru și o aplicație prin care pot păstra în permanență legătura cu o asistentă medicală. Aceasta monitorizează evoluția bolii și îi ajută să parcurgă această perioadă în siguranță. În ultimele săptămâni, numărul credincioșilor adventiști bolnavi de COVID-19 a crescut. Pe lângă respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire a infectărilor, vă invităm să ne rugăm pentru recuperarea deplină a celor afectați și pentru familiile acestora. Aici se încheie ediția de sabatul acesta. Până data viitoare, numai bine!